Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom găsi strategii pentru rezolvarea unei situații date în cazul identificării unor triunghiuri asemenea. Pentru început, vă voi spune câteva cuvinte despre triunghiul lui Sierpinski. Acesta este unul dintre cele mai cunoscute modele de fractali. Fractalul este o figură geometrică care poate fi împărțită în părți din ce în ce mai mici, astfel încât fiecare parte să fie o miniatură a întregului din care provine. Triunghiurile astfel obținute sunt triunghiuri asemenea, așa după cum puteți observa în figura de mai jos. În continuare, vom rezolva împreună o problemă cu caracter practic aplicativ. Aveți reprezentat mai jos un brad, un stâlp, solul și soarele. Problema spune în felul următor. Se știe că la ora 13 umbra unui stâlp cu înălțimea de 1,2 metri e de 45 de centimetri. Determinați înălțimea bradului din figura alăturată știind că umbra lui la ora 13 este de 1,5 metri. Observăm că se formează două triunghiuri asemenea. Bradul și stâlpul sunt perpendiculare pe sol, așadar ei sunt, putem spune, paraleli. În concluzie, obținem triunghiurile din figura alăturată pe care eu acum le hașurez, ca fiind două triunghiuri asemenea. Transformăm mai întâi unitățile de măsură, pentru că avem 1,2 metri, vom scrie că vom avea 120 de centimetri, iar 1,5 metri egal 150 de centimetri. Notăm eventual simbolic A, B, C și M, N, P, scriem că triunghiurile ABC și MNP sunt asemenea, așadar vom avea că AB pe MN egal cu BC pe NP egal cu AC pe MP. Și de aici ne scoatem ceea ce avem noi nevoie. Înălțimea bradului, adică AB. Da? Deci AB este înălțimea bradului. Înălțimea stâlpului este MN. BC este umbra bradului, iar NP este umbra stâlpului. Așadar, înălțimea bradului, care este egală cu AB, este egală cu 120 ori 150 supra 45. Efectuând simplificările și calculele, obținem 400 de centimetri, adică 4 metri. În concluzie, înălțimea bradului este de 4 metri. Următoarea problemă. Plantația reprezentată în figura de mai jos este alcătuită din trei tipuri diferite de copaci, fiecare având o înălțime standard. Andrei vrea să determine înălțimea copacilor, însă își dă seama că nu poate măsura decât copacul din primul rând, acesta având o înălțime de 1 metru. După ce analizează puțin situația, el decide să procedeze astfel. Pune pe sol bulina 1 la capătul umbrei de 0,5 metri a primului copac, bulina 2 la o distanță de 6 metri față de 1 și bulina 3 la o distanță de 4 metri față de bulina 2. Precizăm faptul că bulina 2 se află în dreptul celui de-al doilea tip de copac și bulina 3 în dreptul celui de-al treilea tip de copac. După ce efectuează măsurătorile, Andrei se apucă de calcule. Va reuși oare Andrei să determine înălțimea copacilor? Desigur, va reuși acest lucru. Pentru simplitate, eu vă voi reprezenta plantația sub forma unui triunghi dreptunghic pe care îl voi nota ABC. A este bulina 1, B este bulina 3. Apoi vom trasa al doilea, primul rând de copaci, DE, și al doilea rând de copaci, MN, și al treilea rând de copaci este BC. Știm că DE este 1 metru, AD este egal 0,5 metri, AM este egal 6 metri
și MB este egal 4 metri. De aici rezultă că AB este egal 10 metri. Știm că copacii sunt perpendiculari pe sol, deci ei sunt paraleli. Deci DE este paralel cu MN și este paralel cu BC. Așadar, se vor forma două perechi de triunghiuri asemenea. Triunghiul ADE asemenea cu triunghiul ABC și de aici vom scoate BC, adică înălțimea celui mai înalt copac, deoarece vom avea AD supra AB egal cu DE supra BC, așadar BC va fi egal cu AB ori DE pe AD, adică 10 ori 1 pe 0,5, 20 de metri. Și de asemenea vom avea cealaltă pereche de triunghiuri asemenea, triunghiul ADE asemenea cu triunghiul AMN. Vom scrie raportul de asemănare AD pe AM egal cu DE pe MN și de aici îl vom scoate pe MN, adică înălțimea celui de-al doilea tip de copac, care va fi 6 ori 1 pe 0,5, adică 12 metri. Acestea au fost problemele cu caracter practic aplicativ. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă provoc să căutați și voi astfel de probleme și să le transpuneți în desen geometric și să le rezolvați. La revedere!